Suntem în 1 Corinteni, capitolul 11. La organigrama împărăției lui Dumnezeu, la modul cum Dumnezeu a gândit autoritatea pe pământ, raportul de autoritate între om și Dumnezeu. Dar înainte să intrăm în textul nostru, aș vrea doar să menționez această mare încurajare pe care am simțit-o când am studiat această carte. Nu știu care dintre noi am fi dat crezare că se va întâmpla ceva bun, când am văzut toate păcatele dezbinării din această carte, când am văzut curviile care există în ea, toate aceste certuri între frați. Cine dintre noi ar fi spus că la sfârșitul acestei cărți sau când citește a doua epistolă, nici una dintre aceste probleme nu mai există. Și oricât de mare este întunericul în cartea 1 Corinteni, când citești cartea 2 Corinteni, vezi lumina, vezi că se poate, vezi că indiferent de groapa în care suntem, Dumnezeu te poate scoate de acolo, fie că este vorba despre o groapă individuală, Dumnezeu te poate scoate cu mână tare din groapa respectivă, fie că este vorba de o groapă comunitară, Dumnezeu poate să rezolve totul, numai să găsească o inimă disponibilă, să facă stânga împrejur, să ia deciziile bune, să își schimbe viața. În a doua parte a cărții suntem acum și Pavel răspunde rând pe rând la întrebările adresate de corinteni lui. Am văzut în capitolul 7 o idee care tot s-a repetat. Când ești în vreme de strâmtorare, când strâmtorarea bate la ușa casei tale, cel mai bine, de dragul relației tale cu Hristos, de dragul relației și părtășiei tale cu Hristos, renunță la căsătorie. Renunță și nu te căsători. Iar inima ta, când prigoana bate la ușă, când războiul sau foamea ta, inima ta să fie alipită și dedicată în întregime Domnului. Renunță la acest drept, de dragul relației tale cu Hristos, le spune Pavel. Nu fac din ea o poruncă, ci doar dacă vrei. În capitolul 8, el face o poruncă, când este vorba de cugetul slab al fratelui tău, renunță de dragul lui la libertatea ta. În capitolul 9, vedem modelul de renunțare a lui Pavel. El renunță la tot, la toate libertățile lui, la absolut tot renunță de dragul Evangheliei, de dragul fraților, de dragul celui de lângă el. Și când te uiți la capitolul 9 și vezi înălțimea spirituală a lui Pavel, îți poți pune o întrebare. Dacă a ajuns sus, acolo, mai există posibilitatea să cadă? Și capitolul 10 te liniștește. Pentru că în capitolul 10 vedem pericolul căderii de la credință, indiferent cât de mult ai renunțat, indiferent la cât de multe dreptul ai renunțat, niciodată nu te poți culca pe ureche, ci întotdeauna, așa cum Pavel este în sfârșitul capitolului 9, dorind să prindă premiul chemării cerești, întotdeauna el este și duce lupta în fiecare zi, o luptă de biruință. El nu se putea culca pe ureche, oricât de multe renunțări au existat în viața lui și au existat așa cum am văzut. Și uitați-vă cum termină el, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Oricât de mult am renunțat, oricât de sus ar fi nivelul meu spiritual, ți-ar spune Pavel, eu în fiecare zi duc aceeași luptă cu determinare, dorind să ajung până la capăt, întreg și nevătămat. Acum suntem în capitolul 11 și Cornelia a vorbit despre cina Domnului, locul în care toți ar trebui să fim una în el, să nu există diferențiere între noi. Iar apoi Pavel de la 12 până la 14 o să ne vorbească de darurile spirituale, chiar dacă în jurul cinei Domnului nu ar trebui să existe nicio diferență între noi, ci toți să fim conștienți că avem aceeași valoare în ochii lui Hristos, totuși când este
vorba despre manifestările noastre în cadrul bisericii publice, există diferențe. Iar de la 12 până la 14, Pavel îți vorbește de darurile spirituale, de diferențele în slujire în cadrul trupului Hristos. Și putem concluziona că Pavel începe să ne vorbească despre închinarea comunitară sau cum ar trebui să aibă loc o închinare comunitară ca Duhului Dumnezeu, Duhul Slavei, Tatăl Ceresc și Tatăl și Fiul Lui să se bucure de noi. Dar avem o problemă. Ce facem cu prima parte a capitolului 11? În a doua parte vedem o sărbătoare comunitară, Cina Domnului. De la 12 până la 14, manifestarea darurilor spirituale. Iar această manifestare are sens doar în cadrul bisericii, în cadrul comunitar. Și atunci rămâne o întrebare. De ce, înainte să meargă în această închinare comunitară, o închinare corectă, Pavel ne vorbește despre ordinea în împărăția lui Dumnezeu sau așa cum am vorbit, cum am spus mai devreme, despre organigrama în împărăției lui Dumnezeu. Este un text extrem de greu, un text alunecos, text care a stârnit multe controverse de-a lungul istoriei. Eu doar prezint câteva idei și fiecare se așează înaintea lor cum dorește. Haideți să citim primele 16 versete din capitolul 11. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă, iar dacă este rușine pentru o femeie să se tundă, ori să fie rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri, este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firea că este rușinos pentru un bărbat să poarte părul lung? Pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung. Pentru că părul i-a fost dat ca o învălitoare a capului. Dacă iubește cineva, cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Vedeți cum începe capitolul 11, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și cumva acest verset este un verset care te leagă de ce a fost mai înainte, de slobozenia lui Pavel. Când te uiți la ce slobozenie avea Pavel în Hristos, tânjești să calci pe urmele lui. Tânjești să cauți în orice relație, nu folosul tău, ci folosul celui de lângă tine, fie că este vorba de necreștin, fie că este vorba de un frate mai slab, fie că este vorba de un frate mai tare, când te uiți la modelul lui Pavel de a se raporta și a căuta în orice situație, nu folosul lui, ci folosul celuilalt, îți dorești să calci pe urmele lui. Și astfel versetul 1 te leagă de această libertate a lui Pavel în Hristos. Avea o libertate cum n-a mai întâlnit până acum pe paginile Scripturii. O libertate în Hristos care nu zdrobea pe cel slab în credință. O libertate în Hristos care nu deforma cu nimic adevărul cristic. O libertate în Hristos de un discernământ venit din cer, de la Dumnezeu. Și atunci, cum să nu calci pe urmele lui când în orice relație, mai presus de orice, este folosul Hristos
spiritual, binele spiritual a celui de lângă tine. Dar acest verset te leagă și de ceea ce urmează. Dar eu vreau să știți că Hristos este capul bărbatului. Și când te uiți la un adevărat bărbat care a existat pe fața pământului, care a știut să-și pună toate energiile, toate resursele, toată puterea de a-L sluji pe Hristos, nu există unul care a avut păcat și care s-a întors la Hristos ca Pavel, așa cum este el prezentat. Și când te uiți la modelul de bărbat adevărat, te uiți la Hristos prima dată. Dar el a fost fără de păcat. Și ai nevoie să fie unul care a păcătuit ca tine, care are aceleași slăbiciuni ca tine. Și te uiți la modelul adevărat care este Pavel, un om care în toate lucrurile a ascultat de Hristos fără să-L acopere sau fără să negocieze sau fără să-L întrebe de ce vrea asta de la mine. Când a primit porunca de la Dumnezeu, a ascultat de El. Și atunci acest verset te leagă de slobozenia lui Pavel în Hristos, dar în același timp este un model de supunere a bărbatului adevărat față de Hristos, capul său. Versetul 2 este destul de complicat, l-am sărit. Vă laud în toate privințele că vă aduceți aminte de mine. Și probabil este adevărat. Nu aveau cum corintenii să nu-și aducă aminte de părintele lor spiritual. Este imposibil. Dar apoi spune, vă laud că în toate privințele ascultați întocmai de cuvintele mele. Și aici am un semn de întrebare. Păi ce rost mai are toată epistola aceasta de mustrare, dacă întocmai ascultau de cuvintele tale? Și atunci singurul răspuns pe care mi l-am dat este că ei așa credeau ei, că ascultă întocmai de cuvintele lui Pavel. Pentru că acest dar mă pune în opoziție cu versetul anterior. Dar vreau să știți. Cum stau lucrurile. Și cumva, cred că aceasta era mentalitatea lor. Ei aveau impresia că în toate lucrurile ascultă de Pavel. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. Că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Aceasta este ordinea împărăției lui Dumnezeu. Aceasta este ierarhia pe care Dumnezeu a gândit-o din momentul în care a vrut să creeze omul. A spus în felul următor, vreau să existe un echilibru spiritual în împărăția mea, vreau să existe un echilibru spiritual de-a lungul veacurilor și atunci mă gândesc la o organigramă, la un mod de organizare a împărăției mele, ca fiecare dacă își va ocupa postul lui și locul lui, această organigramă să aibă un efect benefic spiritual peste orice comunitate, peste orice cultură, indiferent de unde ai fi și cine ai fi, în momentul în care te uiți și respecti această organigramă, puterea spirituală ar trebui să inunde sufletul tău și sufletul comunității de care aparții. Și atunci, Hristos este capul oricărui bărbat, bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Este o ordine gândită și stabilită de Dumnezeu. Este o ordine pe care nu poți să o negociezi, ci trebuie doar să o accepți și fiecare să se așeze în poziția gândită de Dumnezeu. De ce? Pentru ca echilibrul spiritual, puterea spirituală, forța spirituală să inunde inima ta și inima comunității din care faci parte. Acum, în greacă, îmi permit să fac această completare, cuvântul cap este chefale, care are două sensuri și mi-au plăcut ambele sensuri. În primul rând, origine sau sursă și în al doilea rând, autoritate sau lider. Dacă este să te raportezi la această ordine a împărăției lui Dumnezeu, ambele sensuri pot să-și găsească locul. Da? Primul sens, origine, sursă. Hristos își găsește sursa în Dumnezeu? O da. O da, cum să nu? Dumnezeu este Cel care
a gândit toate lucrurile. El este creatorul, El este stăpânul. Toate lucrurile sunt din El, prin El și pentru El. Și El când s-a gândit să creeze omul, s-a gândit și la o soluție, pentru că știa că vom cădea de la credință, și s-a gândit și la o soluție ca să răscumpere omul. Și această soluție este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu întrupat în Iisus Hristos din Nazaret. Nu și are Hristosul sursa, originea în Dumnezeu? O, sigur că da. Bărbatul, toate lucrurile sunt din Hristos, prin Hristos și pentru El. Și bărbatul își are originea în Hristos. Și femeia a fost luată din bărbat. Și femeia își are originea în bărbat. Cumva și primul sens s-ar potrivi pe structura noastră. Dar mie îmi place mai mult al doilea sens. Da? Cel de autoritate. Hristos are ca autoritate ultimă pe prea bunul Dumnezeu Tatăl. Bărbatul ar trebui să aibă ca autoritate ultimă pe Hristos, Cel care L-a mântuit și L-a răscumpărat din viață la moarte. Iar femeia ar trebui să aibă ca autoritate pe bărbat. Poate este mai ușor pentru bărbat să accepte autoritatea directă pe Hristos. Poate este mai greu pentru femeie să accepte autoritatea sau lider spiritual pe bărbatul ei. Dar dincolo de contextele noastre, să ne gândim la cum a gândit Dumnezeu această ordine în împărăția lui Dumnezeu. Hristos, de bună voie și nesilit de nimeni, a ascultat de Tatăl și a ales să asculte de Tatăl. Simțiți vreo umilință în a se așeza sub Tatăl? Simțiți vreo zdrobirea personalității lui când a decis să arate chipul și slava Tatălui, toată frumusețea ascunsă de Tatăl? Or, nu, ci El s-a simțit onorat să intre în această soluție a lui Dumnezeu. Era plăcerea Lui să asculte de Tatăl. Când te uiți la bărbat, să luăm bărbatul edenic, dar nu la noi, era greu să asculte de Dumnezeu, să-L tăiem pe Hristos, de Dumnezeu? Nu era. Era plăcerea Lui. Era bucuria Lui. Era desfătarea Lui să stea lângă Tatăl. Era această autoritate, nu-L zdrobea cu nimic, nu-I călca în picioare personalitatea, nu-L umilea cu nimic, ci acolo, în această relație de subordonare, de ascultare, Adam, omul, bărbatul, își găsea toată împlinirea și toată fericirea. Mă gândesc la femeie când a fost creată și a văzut că bărbatul a fost înaintea ei. O vedeți răzvătită? O vedeți spunând: Doamne, dar de ce nu M-ai făcut pe mine prima? Nu, sub nicio formă, ci s-a așezat sub autoritatea bărbatului și împreună cu el au început să ducă luptele spirituale ale lui Dumnezeu. Când te uiți la origini, această ordine a împărăției a fost una care a produs bucurie, plăcere, fericire. Spunea Zaharia că sufletul nostru este însetat după semnificație, valoare, scop și cauză. Ei, toate acestea, toată semnificația, valoarea și scopul erau acolo. Bărbatul, femeia nu le căutau în altă parte, ci sub această emblemă, organigramă lăsată de Dumnezeu. Lucrurile devin mai complicate când venim în lumea păcatului, în lumea noastră, în lumea post-edenică. Pentru mine, versetul 3 rămâne lentila hermeneutică de interpretarea întregului text. Versetul 3. Acum când citești mai departe și te rup de versetul 3, avem versetul acesta destul de controversat: orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Și în mod automat, după cum este formulat textul, nu poți să nu vezi că primul sens pe care pot să-l punctezi este semnificația fizică. Da? Și atunci poți să spui în felul următor. Sunt două interpretări mari și late pe această semnificație fizică. Este vorba de o piesă vestimentară și a doua, tot din text, este vorba de păr lung. Ambele pot fi adevărate sau nu. Nu știu. Dar orice bărbat, să mergem pe ambele variante, orice bărbat care se roagă sau prorocește cu ceva pe cap sau cu părul lung,
își necinstește capul său. Așa ar suna. Pentru mine, această interpretare ridică câteva probleme. Prima problemă, și numai pe ea vreau să o menționez, cum se aplică acest principiu poporului Israel? Dacă ne mergem în vechime, preotul când venea în prezența tatălui, venea cu o mitră. Preotul când intra în locul sfânt și locul preasfânt, tot timpul avea capul acoperit. Și atunci, acest principiu, dacă le iau în forma fizică, nu se aplică culturii ebraice. Dacă este să merg în sinagogi, numai puțin, când Pavel își duce Evanghelia mai întâi în sinagogi, știți cum era întâmpinat Pavel? Cu ochipie pe cap. Primul lucru pe care îl primea Pavel când intra într-o sinagogă, primea ochipie pe cap. Și gândiți-vă la câte predici a rostit cu acea chipie pe cap. Cumva, dacă este să extrapolez la cultura ebraică și să rămân la sensul strict fizic, ceva nu se potrivește. Apoi aș putea să iau și părul lung. Da, în cultura greco-romană era o problemă. Da? Erau două extremități. Femeia să poarte părul scurt sau să fie rasă, asta era o ambiție femeiască și îmi place mai mult interpretarea asta și pe asta merg, de a arăta ca bărbatul, de a arăta că și ea poate ca bărbatul, de a înlocui rolul bărbatului. Același lucru în cultura greco-romană, bărbatul când își lăsa părul lung, era o dorință de a deveni femeie, să-și inverseze rolurile. S-ar potrivi pe cultura greco-romană, dar ce mă fac cu cultura ebraică? Că avem legea naziriatului, iar în legea naziriatului acolo, evreul era obligat să-și lase părul lung. Avem exemple? Ioan Botezătorul a trăit această lege. Samson, multe exemple. De asta, pentru mine, textul ridică această problemă de culturi. Cum îl aplici să fie valabil pentru toate culturile? Și de aceea las partea fizică deoparte și mă ocup doar de semnificația spirituală. Și pentru mine, ideea de cap acoperit întotdeauna înlocuiesc cu autoritate, cu lider, cu cel care este deasupra mea și mă conduce. Iar când merg pe semnificația spirituală, oricum, dacă aș interpreta fizic, că s-a referit fizic, nu exclude cu nimic partea spirituală, ci ar trebui să o întărească, da? Să o ajute partea spirituală. Dar în textul meu, ca să se potrivească pentru orice cultură, ebraică, greco-romană, românească, da? Merg doar pe acele valențe spirituale pe care Pavel încearcă să le dezvolte. Și atunci, pentru mine, capul acoperit are o semnificație spirituală și se referă la autoritatea deasupra bărbatului care este Hristos. Și marea întrebare este, cum aș putea eu să-L acopăr pe Hristos? Îmi place termenul acesta, acoperi, care are o semnificație chiar din lupte, da? Mergi înainte să vezi dacă este pericolul aproape și eu te acopăr din spate. Ei, ceva de genul acesta, cred că se referă și textul nostru. Al acoperi, cum adică bărbatul să-L acopere pe Hristos? Sau să îl sprijinească în lupta spirituală. Este imposibil. De ce spune versetul 7? Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el, și noi citim bărbatul, dar este imposibil să se referă la bărbat, pentru că el, Hristos, este chipul și slava Tatălui. O să citim în 2 Corinteni, capitolul 4, să vedem că el, Hristosul, este slava și chipul lui Dumnezeu. Bărbatul nu are cum să fie. Și atunci înțeleg, da? Bărbatul nu este chemat să-L acopere pe Hristos. De ce? Pentru că El este desăvârșitul. El este fără de păcat. El n-are nevoie de ajutorul meu. El a biruit totul. El este adevăratul luptător spiritual. Și sunt două exemple care mă ajută să înțeleg această semnificație spirituală și această autoritate la care se referă textul. Nu mai citim. Una, îl acopăr pe Hristos spunându-i ce să facă. Lucrul acesta era valabil mai ales pentru cei care l-au prins fizic pe Hristos, cum a fost Petru, da?
Când vine Domnul Iisus și spune lui Petru, fii atent, Petre, fii atent că eu am să pătimesc. Ce îi spune Petru? Ferească Dumnezeu, cu alte cuvinte, îți arăt eu ce este mai bine pentru tine. Hristos când se întoarce spre Petru, ce spune? Înapoi a mea, Satanul, nu am nevoie să mă înveți tu pe mine. Eu sunt capul, eu sunt autoritatea ta, tu trebuie să iei toate cuvintele mele, să ai încredere în ele și să mergi până la moarte cu ele. Nu trebuie să mă înveți tu pe mine cum să duc războiul spiritual. Iar o altă formă, acest lucru este mai greu pentru noi, da, să-l aplicăm, da? O altă lucru prin care îl putem acoperi pe Hristos este să negociezi cu poruncile Lui. Să începi tu ca om creștin, bărbat, care spui că e aparții lui Hristos, în anumite situații să te iei la întrebări cu capul tău, cu autoritatea ta, cu liderul tău, care este Hristos, și să spui, Doamne, am o situație grea, trebuie să semnez un act fals, iar copiii mei mor de foame acasă. Ce să fac? Nu crezi că ar fi mai bine să semnez actul fals și apoi să am grijă de copiii mei? Este o formă, este o formă de a acoperi pe capul, autoritatea care este deasupra bărbatului, Hristosul, să încep să negociezi cu poruncile Lui, să nu mai spui că albul e alb și negru este negru în anumite situații extrem de delicate din viața ta. Sau, așa cum am mai auzit multe dezbateri apologetice și când cei din vest, și cred că valul ăsta va veni peste noi, au de obicei o întrebare din public care le este dragă. Ce părere aveți despre homosexualitate? Cum vede Dumnezeu homosexualitatea? Și mulți dintre apologeți încearcă să îndulcească răspunsul. Și cred că este o altă formă de a acoperi pe capul care este Hristosul, de a-L proteja, de a-I defini tu poruncile în loc tu să intri sub autoritatea Lui, să trăiești pentru El, să-L iubești pe El și să-ți dai viața Lui. De aceea cred că responsabilitatea bărbatului nu să definească el care sunt poruncile, ci responsabilitatea bărbatului și rolul lui este să-L descopere pe Hristos, să descopere cine este această autoritate deasupra lui și să păzească, fără să crâgnească din dinți, toate poruncile așa cum sunt ele, indiferent de reacțiile celor din jur. Dimpotrivă, și merg pe aceeași semnificație spirituală. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă, iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să se învelească. Versete grele, versete grele, dar aș vrea să merg tot pe aceeași abordare spirituală. Ce înseamnă ca această femeie să fie cu capul dezvelit? Da? Mă raportez din nou la autoritatea deasupra ei, care este bărbatul. Cum ar putea ea să fie dezvelită? Să nu mai aibă această autoritate deasupra capului ei. În primul rând, femeia prorocește cu capul dezvelit în momentul în care nu-și mai împlinește rolul de ajutor potrivit în luptele spirituale pentru bărbatul ei. În al doilea rând, în momentul în care nu crede că bărbatul deasupra ei este o autoritate lăsată de Dumnezeu ca să-i ghideze întreaga viață spirituală. În al treilea rând, când nu-și, și se leagă între ele toate aceste trei, când nu-l acopere pe bărbat în lupta spirituală, în momentul în care o femeie se roagă sau prorocește, nefăcându-și, ieșind din acea ordine a împărăției lui Dumnezeu, practic își necinstește rolul și locul gândit de Dumnezeu în împărăția sa. Versetul 7. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, adică să-L acopere pe Hristos. Și atunci reversul medaliei înseamnă că este adevărat. Dar este chemată femeia să-L acopere pe bărbat? 100%. Dimpotrivă, aș citi eu, femeia este chemată să-L acopere pe bărbat, să-L ajute în lupta spirituală, să știe toate slăbiciunile, să știe cu ce se luptă, să știe nevoile lui, să fie aproape de el în cele mai adânci preocupări și să îl ducă până la capăt.
Se pare că bărbatul de unul singur nu prea poate. Și Dumnezeu a gândit că în această luptă spirituală spre binele ei și spre binele ei al luptei și spre binele bărbatului, a gândit ca tot timpul să fie cineva în spatele lui, să-l protejeze, să aibă grijă de el, dar în mod special în luptele și în bătăliile spirituale. Ceea ce am spus mai devreme pare exagerat, dar în adevărul acesta, în adevărul acesta mă duce în Geneza 1, 2 și chiar 3. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia, din pricina îngerilor răi sau a războiului spiritual, trebuie să aibă, în alte traduceri, o autoritate deasupra capului. Ea nu poate de una singură. Are nevoie de cineva care să îi descopere tot adevărul despre Hristos. Și mă întorc puțin la Geneza 1 și 2. Cine este cel care a primit porunca să păzească grădina? Cine? Adam. Cine este cel care a primit mandatul să lucreze grădina și să o păzească? Cine? Adam. Femeia de unde le-a aflat? De la Adam. Nu vi se pare chiar că în ordinea creației Duhul lui Dumnezeu a vrut să ne sugereze că bărbatul este chemat să se adape din Hristos, să-L cunoască pe El, să se bucure de El și cu tot ce a primit să croiască o cărare frumoasă pentru femeia din spatele lui. Iar femeia aceasta ar trebui și ea să aibă o relație extrem de fină și bună cu Hristos, ca în momentul în care bărbatul tinde să iasă din rolul său, să-și părăsească locul și rolul, ea automat să-l îndrepte prin rugăciuni, prin cuvinte, să-l îndrepte și să-l aducă pe calea cea sfântă, pe acea ordine gândită de Dumnezeu. Femeia este datoare să-și acopere capul, să-l protejeze spiritual pe bărbatul ei. Dumnezeu, Hristos, bărbat, femeie. Mai două secunde? Cinci minute? Zece minute. Gândiți-vă la ordinea spirituală de a împărăția lui Dumnezeu. O știa cel rău? Știa cel rău că Dumnezeu a gândit mai întâi El să fie Dumnezeu Tatăl al tuturor. Deasupra Lui să se așeze prea bunul fiu al său, materializat în Hristosul Iisus, apoi bărbatul și apoi femeia. Numai puțin dacă vă uitați în Geneza 3, de ce nu a discutat direct cu Dumnezeu Satan? N-avea nicio șansă. Hristos nu era atunci, da? Nu-l punem pe el în socoteală. De ce nu vine la bărbat să discute cu el? De ce nu vine la bărbat să-l ispitească? De ce nu-i spune bărbatului, oare n-a zis Dumnezeu? Pentru că el știa o legitate, că fiecare are un rol prestabilit de Dumnezeu. Și în momentul în care cineva din această ecuație își părăsește rolul, familia este nimicită, distrusă, călcată în picioare spiritual. Și de aceea Satana știa ce aș putea eu să fac. Mă duc la femeie, din pricina îngerilor am citit noi, da? Dacă femeia respecta această ordine a împărăției, știți cum ar fi trebuit să răspundă ea? Adame, nu vrei tu să porți discuția asta? Eu stau aici în spatele tău și mă rog să biruiești. Asta ar fi trebuit să fie atitudinea corectă a femeii. Așa femeia nu-și părăsea locul. Așa femeia rămânea în această ordine, organigramă, gândită de Dumnezeu spre binele spiritual al tău și al comunității din care faci parte. Ce extraordinar lucru! Dar acum, dacă rămânem în Geneza, cum ar fi trebuit să reacționeze bărbatul? Chiar dacă femeia a căzut în păcat, trebuia să-i certe și să-i mustre pe amândoi, dar el și-a părăsit și el locul și s-a dat după femeie. Și astfel, înversându-și rolurile, cel rău a biruit și a intrat păcatul în lume. Oare și-a schimbat strategia? Peste versetele acestea voi trece.
Dumnezeu când s-a uitat la bărbat din înaltul cerului, s-a gândit să-i dăruiască un plan, să aibă o valoare, să aibă o semnificație, să aibă un scop. Pentru că inima noastră însetează după acestea. Și Dumnezeu a spus, vrei să fii împlinit, vrei să ai valoare, vrei să ai o direcție, intră sub autoritatea mea. Este singurul loc în care bărbatul poate fi împlinit, în care bărbatul își poate împlini toată semnificația și valoarea așa cum Dumnezeu a sădit-o în adâncul sufletului său. De aceea, locul și rolul bărbatului este să-L descopere pe Hristos și să asculte de El în orice clipă. Mergeți cu acest adevăr în bisericile noastre să vedeți dacă mai este valabil. Mergeți și vorbiți despre El. Nu, bărbații, de dimineață până seara, cu nasul în noroi, aleargă după lucruri de nimic. De dimineață până seara, își caută să-și facă, să dreagă, să-și construiască, uitând că oricât de mult ar face, oricât de mult ar avea, menirea lor este să-L descopere pe Hristos și să asculte de El în orice clipă. Facem în mintea voastră și cercetați-vă că eu așa am făcut și cu mine. Ce înseamnă pentru tine un bărbat valoros și adevărat? Automat te uiți la ce are și la ce poziție socială deține. Automat. Și asta este infuzia lumii în care trăim. Dar dacă l-ai întreba pe Hristosul din cerul, care este bărbatul adevărat? Care este? Că vreau să-l văd. Te-ar duce în dreptul lui Pavel. Te-ar duce în dreptul lui Pavel și ți-ar spune, el niciodată nu și-a părăsit locul și rolul din momentul în care m-a întâlnit pe mine. De aceea, dragi bărbați, singurul loc care te poate împlini, singurul care îți poate potoli setea sufletului este să-L descoperi pe El și să asculți de El până la capăt, chiar dacă în anumite situații nu înțelegi ce-și cere, să mergi pe mâna autorității, liderului, celui care a biruit și a biruit până la moarte și încă moarte de cruce și a treia zi a înviat. Cum să n-ai încredere în o astfel de autoritate spirituală? Mergi până la capăt pe mâna Lui. Locul și rolul femeii, să-L protejeze spiritual pe bărbat. Și aici lucrurile sunt destul de complicate în lumea în care trăim noi. Că numai la asta nu se gândesc femeile noastre sau cele din lumea evanghelică, să nu spun din biserică de la noi. Numai la asta nu se gândesc. Poate multe dintre dumneavoastră nici măcar nu știți luptele spirituale ale bărbaților voștri. Ce nevoie au? Cu ce se luptă? Pentru ce? Cu ce să-i acoperiți spatele? Dar gândiți-vă că ordinea împărăției din Eden este aceeași și astăzi, chiar dacă lupta este mai grea, chiar dacă este mai grea, este aceeași ordine, iar femeia este chemată să-și acopere bărbatul ei, să-l protejeze, să aibă grijă, să-i cunoască toate dedesubturile și să lupte pe genunchi alături de el. Mai sunt multe de spus, dar mă întorc la logica noastră. El se îndreaptă spre închinarea comunitară. Oare n-are sens ca înainte să-mi vorbească despre celebrarea cinei Domnului, ca înainte să-mi vorbească despre darurile spirituale, să mi se clarifice în mintea mea ordinea împărăției, dacă aici lucrurile nu stau corecte, dacă eu nu-mi înțeleg rolul de bărbat în împărăția lui Dumnezeu, dacă femeia ce rost mai are să vorbesc despre cina Domnului. Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Să spunem că săptămâna care va urma, Georgian, toți bărbații, de dimineață până seară, aleargă cu disperare după Hristos și îl mănâncă. Și ăsta este rolul tău. Femeia, da? Roxy, de dimineață până seară, stă lângă tine și te protejează. Și apoi vii la cina Domnului. Oare ți este greu să fii una cu cel de lângă tine? Și apoi trebuie să manifesti darurile spirituale pentru biserica ta. Oare ți este greu să o faci în smerenie și de dragul lui Hristos când tu ți-ai părăsit, când tu nu ți-ai părăsit locul și rolul, o nu? În momentul în care această schemă o trăiești și o înțelegi, biruința spirituală, puterea spirituală, îți inundează familia ta,
biserica ta, comunitatea ta. Haideți să ne rugăm.